Sfântul Ierarh Dosoftei. Mitropolitul Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat pentru început acasă, apoi la Iași, la Colegiul de la Trei Ierarhi, înființat în timpul domitorului Vasile Lupu. De aici se îndreaptă spre Liov, unde va studia la școala frăției ortodoxe Adormirea Maicii Domnului. Aici a învățat limba greacă, latina, slavona bisericească și polona, devenind unul dintre poligloții vremii. În anul 1649 s-a călugărit la mănăstirea Probota, primind numele Dosoftei. În anul 1658 a fost ales și hirotonit episcop de Huș, apoi episcop la Roman, iar în 1671 a fost ales mitropolit al Moldovei. Toată viața mitropolitului a fost o trudă neîncetată pusă în slujba poporului și a limbii românești. În vremea mitropolitului, slujbele se țineau fie în grecește, fie în slavonește, limbi pe care poporul nu le mai înțelegea. Astfel, marea sa grijă era ca poporul să înțeleagă ceea ce se slujește în biserică. Mitropolitul Dosoftei a fost unul dintre cei mai mari cărturari români din secolul al XVII-lea, fiind cunoscut ca primul poet național, primul traducător în limba română al cărților de slujbă religioasă, primul versificator al psaltirii în tot răsăritul ortodox, primul traducător în românește al unor cărți din literatura dramatică și istorică universală, primul cărturar român care a copiat documente și inscripții. Mai este cunoscut drept o personalitate a vieții culturale și spirituale românești și pentru traducerile sale din literatura patristică și pentru contribuția sa la formarea limbii literare românești. În 1686, în urma campaniei de retragere din Moldova, soldații polonezi au luat cu ei ca ostatic și pe mitropolitul Dosoftei. Rămâne în exil până la sfârșitul vieții. A trecut la cele veșnice pe 13 decembrie 1693 și a fost înmormântat la Biserica Nașterii Domnului din Zolchiev, Ucraina. Canonizarea Sfântului Ierarh Dosoftei a fost aprobată de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 5-6 iulie 2005, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, a avut loc în data de 14 octombrie 2005 la Catedrala Mitropolitană din Iași.